Salut, prieteni, eu sunt Eric și bine v-am regăsit la încă un episod de Jurassic World The Game. Ce faceți, mă, nebunilor, măi? Ai ridicat, mei oameni, astăzi faceți niște chestii interesante. Ați văzut în titlu și în thumbnail ce am pus eu acolo ca să vă prind, să vă păcălesc. Am băgat super hibridul ăsta, nu? Despre care toată lumea ce că e Spinonic sau nu știu cum mea să numește. Oricum sunt super hibrid în Jurassic World Alive. Am început să mute super hibrid în Jurassic World Alive în Jurassic World The Game, ceea ce e foarte bine, frate. Asta, dar uite câtă jumecă altă creatura asta, frate, și evident e ceva spinozaurid. Habar n-am ce o să fie creatura asta făcută, dar oricum știm că o să fie sigur atât de spinozaur. Și unii spun că e Baryonyx, mă, de la cum zice, Irritator. Poate să fie Irritator, unii zic că e Baryonyx, ceea ce nu cred că Baryonyx e un dinozaur VIP și nu cred că dinozaurii ăștia VIP o să beneficieze de fuzionarea de asta, de evoluție de asta, transformarea de asta în hibrid. Spă, la supra mea, avem și asta cu Ready to Explore, măi, oameni, a făcut Jurassic Park 26, dar ai de cap, măi, feel old yet? Ai de viața, și mai avem și chestia asta ce, Jurassic Evolution. Ai de cap, mă întreba dacă n-ar fi existat Jurassic World Evolution. Oare chestia asta s-ar primi Jurassic World Evolution? De fapt nu, că n-ar fi încă pun numele în pe acolo. Dar în fine, ideea e că o să avem un super hibrid nou și mi-a spus ceva în comentarii că o să fie un super hibrid comun. Nu există super hibrid comun, oameni, nu o să existe. Mai mult ca sigur, chestia asta o să fie legendară și uite câtă jmeche arată. Spune tu mie că animalul ăsta o să fie, asta arată creatură comună la tine. Avem creaturi comune în zona glaciară, în zona acvatică și în zona glaciară, cenozoică dracului. N-avem creaturi de-astea, n-avem creaturi comune acolo decât super rare, drag să ia. Și aveam tocmai acum la super hibrid, aveam un super hibrid comun. Dar ideea e în felul următor, dacă te uiți aici la chestia asta, vezi că avem pe ăștia 3, nu ne interesează de ei. Și mai avem un felul următor, o să prim spinozauridul ăsta nou super hibrid, după aia o să fie un pterozaur super hibrid. Dar care o să fie următorul? Fiindcă avem deja 2, avem confirmați. Ce urmează? Încă un amfibian, încă un ierbivor, încă un carnivor, mai mult ca sigur. Nu o să știm niciodată. Haide, capul mi-a rămas fără coin și m-am speriat. Dar nu-i problemă, colectează terif acum de la chestia asta. Uite cât s-a făcut acolo, bănietul numai bun, bănietul numai și ce vreau să fac cu bănietul. Haide, capul mi-a nu, 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 nu dau click pe chestia. Am pus aici, ați mai văzut niște dihănii dintre astea, niște micropasoane și astea. Sper că am de gând să fac ăsta pasaur, că mi-ați tot spus în comentarii să fac ăsta pasaur și m-am uitat aseară să văd. Bă, care-i faza cu ăsta pasaurul ăsta? Care n-ai bai faza cu... Dar ce zice toată lumea să fac ăsta pasaurul, că nu-mi permit? Și m-am uitat și am văzut că am suficient că să-mi permit să fac ăsta pasaurul. Ai de cap meu, 3 jami pentru aproape 6. Nu, coinsul valorează. Coinsul e bun pentru chestii de alea la alte, batele Dumnezeu cum le zice. Aia o să fac chestia asta, creatura face ce nu prea mă nu-i interesat așa de mult. Și ei, uite și asta, mergem. Și cred că o să fac și primul trade, oare? De fapt, dar asta nu e gata, mai are încă 2 ore jumate. Fie să fie, am observat că acum statuile alea cu John Hammond au început să dea 200 Dinobucks așa în cap, mai des. Ceea ce e foarte tare, dar cred că o să fac trade-ul ăsta, numai așa ca să fac misiunile alea acolo, chestiile astea, vezi? Ia de asta de aici, ok, te vezi ca să completezi misiunile alea și plus 30 de Dinobucks, măi, ce asta? Ce Dumnezeu, interesant, ce asta? Another day on the job means... Our attraction needs special care. Let's look at the schedule. Trebuie să hrănești dinozaur, am înțeles. Aproape gata chestia asta. Ok, am înțeles. Sunt aproape de nivel 74. Bun. Am mai pus aici și dinozaur, mă, oameni, că am nevoie de coins. Am nevoie de coins în puii mei. Am nevoie de coins, măi. Coinsul e unde... dar am conectat cu asta la tine. Și avem aici un frisbee, da? Pentru misiunea lui, pentru misiunea lui Zara, să mâncem mosasaurul, a zis asta ce să fac, să facă așa un venit aici din partea la mine, ok. Acum că am terminat chestia asta, hai să facem ăsta pasaurul ăla. Bag aici, uite cum așteaptă-l, Ostro fix up, ID ca meu, grafica blană, teribilă, ID ca meu. Pregătiți să spuneți, gata, să spuneți papalul Ostro Freak, dar nu pentru mult timp, fiindcă pot să recrezi înapoi, fiindcă am o grămadă ostapasaur, ostofricasaur și un micropasaur ca să pot să recrezi înapoi, în fine, dă-le fuse acolo, stai ce? Dacă i-am băgat la evoluție, dar m-a dus capul înainte. Băgăm niște Dinobucks. Mai bine dau 5 decât să dau 100. Uite câți Dinobucks are T-Rex acolo. 11.000 aveam. 11.000 aveam pe o fracțiune de secundă. Acum mai n-au 11.000 de Dinobucks. Bată-te Dumnezeu, ăsta freak. Hai de capul meu, așa, facem chestia asta. Sper că sunt niște evenimente pe acolo, mă, oameni, ca... Am chef să rup fălcile la niște oponenți pe acolo, astea. Ok, te-am făcut și pe tine. Hai să participăm în eveniment. Consumând cât de multă mâncare posibilă. Du-te acolo și mâncă, băi. Ia uite-l, așa. Dinner time, miam. O să rămân cu asta deocamdată. Hai să vedem. Sunteți gata, mă? Du-te, mă, la el acolo. Bată-te, Dumnezeu.
Ai de cap, dar bă, da, creatura asta e interesantă, sincer, e până unul dintre designurile, cum trag să știu, e până unul, are un aspect mai preferat de Ostapasaur, Ostapasaur, da, uite cum stau ei acolo doi, l-am murat săracii de ei, ala-i, dă-i 80 de max și hai să dea rezultatul, un foarte mare eșec, ce pot să fac, ca și mine în viață, nu de alta, dar hai să mai încercăm o dată când 500 de ADN să duce dracul, parcă pe mine mă doar mai mult ADN-ul ăla decât de Dinobax, adică uite, am făcut 11.000 Dinobax acolo, lejer, așa, numai pân grind, ăsta, numai pân grind, acolo nu glumesc, am băgat banca, a disparat un joc. Nu, ok, ia să colectăm chestia asta, să vedem noul asset al lui T-Rex. Băi, dar chestia asta arată impresionant, sincer să fiu. Băi, din cap, are și corne în cap. Știi ce are nevoie creatura asta, oameni? Are nevoie de un nume. De fapt, am putea să zicem... ce nume ar... Ai de camera asta, că n-am să-l pun. Rândul cu astea ar fi bine acolo. O să-l pun și pe asta prească, poate să prească și el un bonus decent, uite aici. Poate chiar, uite chiar acolo, să punem în spatele clădiri. Ai de camera, ce asta, ui? Da mă, că au băgat o interfață nouă în update-urile recente. Ai de cap, eu. Uite cât de șmecheră interfața asta, frate. Deci, asta, mi s-a pare mi puțin cam îndesat animalul ăsta, parcă e turtit așa, vezi? Nu se pare că e puțin turtit așa, văd cât de șmechere e chestia asta, frate. Mi-a plăcut să arate forma de nivel 40 aici. Dar are așa, în fundal, arene pe acolo și ți-a acolo Ostapasaur Location 1, Ostapasaur chestii. Și ți-a dat acolo statisticile de nivel 40, ca să nu te mai duci în market să le verifici. Arată că are 5149, evident că nu e un număr normal acolo, un număr rotunjit ca să-mi dea mie trigger, cu 1967, e normal. ID, cam eu și spune acolo, this creature is available to purchase in the logo cu Jurassic World with simbol de la ADN. Bă, mi se pare mie să-i cam gras animalul ăsta. Bă, ăsta e cam grăsan, ești nebun la cap, vai de cap, meu. Ce nume să-i dăm noi oare? M-am uitat recent la... Did you know that the Ostapasaur means East Africa Eye Lizard? Da, nu știam chestia asta, de unde naiba era să știu chestia asta? Animalul ăsta nu există, Ludia, fiar să fie. Nu puteți să aflăm informația asta prezentată cât aici. Văd că are niște dungi. După aia, portocaliu cu verde și dungulițe și după aia la nivel 4, direct Dimetrodon zici că e, să-mi bag picioare, Dimetrodon mutant, așa. Dar cred, frate, m-am mutat la Hobbitul, la toate filmele cu Hobbitul și sincer îmi place foarte mult dragul ăla, îmi place foarte mult de Smaug. Deci cred că o să zice Smaugul ăsta, că uite, parcă arată așa, parcă seamănă așa cu dragul ăla, nu știu, de fiecare când văd o șopâră, o reptilă, ceva, îmi vine în cap dragonul ăla din Hobbitul, frate, așa. Îi zice Smaug, îi zicem, ID, capul eu. Ia să vedem că e și puternic, e și feroce, e și vorace, du-te acolo și mâncă, uite. Îmi aduc aminte când s-a lăsat ca prostucius pe prima dată, el a avut animația asta și toată lumea era ceva de genul animație nouă, incredibil. Și după a început să apară mai multe creaturi care au animația asta și toată lumea a fost ceva de măi, dar arată chiar fain, frate, chiar îmi place animalul ăsta. Ești vechi, chiar, bă, a dat o sugestie foarte bună, de fapt nu știu ce mă îndoiesc de voi mereu dau sugestii bune. Ok, acum că am creat și animalul ăsta. Merem la evenimente. A trebuit să mai pun. Dacă avem asta cu Ready to Explore, evenimentul ăsta, da măi, așa e. Așa e, mai avem și ceva pe acolo. Au dat zi, au făcut evenimentele mai ușoare. Trebuie să admit, au făcut evenimente. Un free spirit la Indominus. Asta e foarte ușor, ia să vedem. Aș vrea să pun chiar niște carnivore foarte simple aici. Nu te deloc ceva exagerat, adică, frate, chestia asta zdoboară foarte ușor. Uite ăsta pe Saur, unde e? 1394, am dat să mă lasă cu 500, băi, e foarte decent. Ia să vedem, da, Ostrofrig nu mai, mă uitam pe Ostrofrig, asta e ce drag s-a întâmplat cu el. Okay. Da, sunt foarte sigur, să facem o luptă egală, două carnivore împotriva doi erbivore, e foarte egală chestia asta. Ce Dumnezeu, să-mi dea crash așa în mijlocul luptei, ce interesant ar fi, nu? Ai, adică să-mi fi folosit cei doi Indoraptori într-o luptă așa, să fiu pe pragul dacă jucat și să-mi dea din toată jocul crash, să-mi se aducă dracu Indoraptori pe în două zile. Pa, de capul meu. Uite, asta nu mi s-a mai întâmplat, dă jocul crash acum, uite-te și tu, bă, dar bată-te, Dumnezeu, mă. Aha, vreau să, doare să continui. Și acum vezi că îmi dă acolo defeat direct pe ecran. Fai, de capul meu. Hai că am început obiectiv. Ai de cap meu cu particule stăcitoare cu ceața aia. Din două turi individul ăsta e mort, deci direct reserve. Și acum, mă oameni, hai să vorbim despre noua bogă, noua chestie nemaipomenită, incidentă care o să apară în 2020. Jurassic World Camp Cretaceous, mă oameni. Lumea jurassică, tabăra cretacică.
Bă, numele ăsta chiar sună foarte bine. Dar, bă, am văzut, frate, deci hai să începem cu primul fapt că lumea a început să dea cu hate în chestia foarte tare. Deci când a auzit Jurassic World Camp, fai de camera, a dat început lumea, pow, direct emisie pentru copii, desene animate. Lumea nici măcar n-a văzut trailerul pe care l-am pus-o pe comunitate. Aveți trailer pe comunitate, mergeți acolo pe canal, la Community Tab acolo și o să vedeți trailer acolo. Sau puteți să căutați direct pe YouTube Jurassic World Camp Cretaceous și vă dă acolo trailer. Toată lumea a postat trailer. Frate, e făcut de la DreamWorks, care au făcut și How to Train Your Dragon, deci trebuie să te la calitate foarte înaltă. Și din ce am văzut eu în trailerul ăla, cum o să arate filmul, e cum să zice, top-notch quality, ești nebun la cap cum arată chestia, e mind-blow așa. Adică arată mai bine cât orice au făcut oamenii până acum, ești nebun. Engine-uri noi, render-uri frumoase, ambient, chis, fai de camion și Raptor-ul acum atacă camera acolo, spoilere. Spoiler într-un trailer de 50 secunde. Și e vorba despre un grup de ăsta de adolescenți. Din câte am înțeles eu, cam asta vă spun, grup de adolescenți în partea cealaltă a insulei Nublar, care nu știu ce naiba se întâmplă cu ei. Bănuiesc că o să fie alergați și mâncați de dinozauri pe acolo. 3 Dilophosaurus, ce surpriză plăcută, numai buni pentru mărețul Smaug. Hai, cam nu s-a făcut să folosesc o Smaug. Da, ce-mi poți dau scroll? Ai de capul meu, bă, dar ce are, bă, jocul ăsta? Bată-te Dumnezeu, mai întâi dai crash, după aia nu mă lasă, dau scroll animale pe aici, bă, ce dracu' în regulă. Dar cred că e de la emulator, că nu știu, mi-a făcut emulatorul ăsta niște fițe mai devreme să-l bată Dumnezeu. Până n-am schimbat consumul de resurse acolo, a trebuit să-l gâdim puțin ca să meargă, faidica meu. Deci nu dau vina pe joc, dau vina pe emulator, bată-te Dumnezeu să te bată Bluestacks. Mizerie ordinară ce ești. Da, frate, vă recomand să vedeți trailerul, super tare. Lumea a început să face cu mizerie, a început să face cu roșii stricate în el direct. Ceea ce, na, sau cam grăb, nu știu, lumea se grăbește să vorbească, adică unii au spus deja că desenea mai trebuie un copii. Nu au specificat că serialul ăsta e pentru toate vârste, nu o să fie, publicul țintă nu o să fie copii. Bine, o să placă foarte mult la copii, asta e și ideea, o să haide, că mi-a pus două blocs, la asta mă așteptam, a fost mai deștept decât mine. Dar au zis că publicul țintă nu o să fie copii, publicul țintă o să fie un număr cât mai mare de oameni, fiindcă la când s-a văzut în trailer și cum a atacat Raptor-ul ăla, cameramanul acolo, chestia a fost cam brutală, îi ce trebuie, mame, aia, îi ce trebuie. Și serialul ăsta, duceți-vă pe canalul Clayton Fiorti, ăla face teorie despre Jurassic Park și explică tot, de fapt nu face teorie, explică chestii foarte mișto, frate. Și știi ce, să fiu jumătate în cunoștințe mele despre franceza lui Jurassic Park, am aflat-o după canalul individului, deci mergeți la el acolo, poate vă lași un link în primul comentariu acolo, că nu citește nimeni descrierea, bată-vă Dumnezeu de leneș care sunteți, citiți descrierea cu navar Dumnezeu, vă las acolo un link în primul comentariu acolo, atârnat, merge acolo, uitați-vă pe canalul individului. A existat acum 23-24 de ani între Jurassic Park și The Last World Jurassic Park, a existat o idee de asta de crearea unui serial în stilul ăsta, dar doar că era o abominație totală de serial, ce vreau să vedeți, o animație asta totală, desene animate, într-un fel, știi? Hai să dăm să-mi țin putea lui Smaug! Du-te, fiară! Hai să vedem, a meritat oare investiția? Băi, eu zic că s-a meritat. Oricum pe-a fost seama micropasaur și o stofrica saur așa de mult, deci animalul ăsta s-ar putea să fie foarte decent. Mă întrebare, uite, aia nu mi-arăta mie în interfața aia acolo, în chestia aia acolo. Mi-arăta cât costă, frate, asta am uitat să verific. Poate puteam să-l fac de nivel 20. Ia să verific eu treaba asta. Dar ideea e în felul următor, mergi pe canalul lui, acolo să aflați toate informațiile necesare. Mai învățați și puțin engleză, bată-vă Dumnezeu să vă bată. Am primit niște ADN, am primit 100 de Dinowax, ceea ce e foarte bine. Și un Dilophosaur, hei, l-am primit pe Dennis Nedry. Ucigașul lui Dennis Nedry. Ia să vedem cât costă Ostrofricasaurul, hai să vedem cât costă Smaug. Smaug, uite-l aici. Ok, ia să vedem cât coșmătul. Este 31.000. 30.000, hai să zicem 30.000. Pentru statisticile astea, se raportează la nivelul, nu se raportează la nivelul dihănii astea. Ba chiar a zice că mai meritat e ăsta, zi, Gorgosuchus-ul. Dar e decent ăsta, pasaurul e decent, ținând cont că Gorgosuchus-ul ăla nu știu cât dracu durează să stea la hatch. Nu la hatch, la Odină, la cooldown după ce a luptat. Cred că ăsta, pasaurul ăsta, mi se pare, e o creatură decentă, orice caz. Gorgosuchus e mai greu de obținut, din cauza că nevoie de creaturile astea VIP și drag să-l ia, ca să-l creezi. Dar ăsta, pasaurul, e o adiție foarte decentă, frate. Aș putea să-l dau nivel 20, dar vreau să colectez. Stai mă, am colectat, ce mai de colectat? Aaa, SDN-ul, da. Bine că mi-a adus aminte chestia, vezi cum îmi sare ochii acolo și mă enervează, mi-a adus aminte de să-mi colectez, zis din eu, de care eu uit mereu. Ok, ia să vedem, ce avem noi aici? Underwater.
Asta nu-i grea deloc. Deși nu știu dacă vreau să fac chestia asta, poate să fac chestia asta. Uite, uite-te și tu, înainte erau oponenți atât de OP, frate, la luptele astea, au ascultat și de opinia publică, frate. Sau doar Gaming Beaver, că ăla e mână cu ei acolo, e asociat cu ei chestii de-astea. dar au ascultat de opinia publică, frate, și acum nu mai trebuie să folosești cele mai bune creaturi al tale ca să faci chestia asta. Poți efectiv să mergi așa, un erbivor acolo decent care să dea damage la Dihania asta, iar să nu mă duc așa în spate, nici chiar așa, Teric, nici chiar așa. Uite așa. Și încă un amfibian decent care ar putea să fie ăsta. De fapt, nu, aș putea să mă duc puțin mai sus la Gorgosuchu. Alea, uite ce fain e. Așa facem. Chestia e că, frate, eu sunt foarte hype în serialul. E exact ceea ce îmi doream, frate. Eu chiar îmi puneam întrebarea. Bă, după ce se termină chestia asta, după ce apare Jurassic World 3, aka Jurassic Park 6 în 2021, ce o să mai vedem după aia? Ce o să mai fie de viața mea după aia, frate, dacă nu mai există filme noi? Și a apărut serialul ăsta care ne-a luminat calea, care, bă, frate, deci serialul ăsta a fost amânat de foarte multe ori. De când Jurassic Park în 1993, serialul ăsta a fost amânat de foarte multe ori. Și în cele de urmă au găsit puterea să recreeze într-un mod foarte mișto, cu o calitate foarte bună și cu niște animatori foarte buni, și probabil că o să rupă serialul ăsta, o să apară pe Netflix în 2020. Dar nu vă faceți video, ăștia ca n-aveți Netflix, ăștia ca mine așa ca n-aveți Netflix, nu vă permite, nu vă place că nu sunteți așa cu serialele. O să apare și pe internet mai mult ca să pe site-uri de-astea pe acolo, pe undeva pe niște site-uri astea de serial sau ceva, sigur o să apară pe internet, o să apară foarte repede pe internet, vă asigur eu de chestia asta, stați liniștiți măi, nu vă faceți griji. Dacă vreți vă faceți cont pe Netflix, eu mi-aș face cont pe Netflix numai pentru serialul ăla când o să apară, hai dica meu, sper să nu-i dea cancel foarte curând, adică sunt foarte multe seriale bune care au fost pur și simplu amânate, pentru că ori n-aveau, ori nu s-au uitat lumea la ele, ori nu știu ce motive au găsit pe acolo să le amâne direct. Dar eu sper să nu fie anulat așa, gen cum a fost Terra Nova, care ăla a fost un serial destul de bun, frate, tot cu dinozaur, tot așa, i-ați căutat să mă întreb voi Terra Nova, a fost șmeche asta, a dat și la televizor odată, mi-aduc aminte, eram clasa 10-a, parcă eram clasa 10-a când a apărut serialul ăla. Când a dat la televizor, tot făcut de Steven Spielberg, toate cele. 2 e mort. 1, 2, 3. Hai de Megagorgon să nu mă lași la greu, te rog. O să pun 4 așa ca să mă asigur. Ok, moarte la tine acolo, tovașă, du-te. Stai, ce? Nu-i mort într-o... Ups. Asta ar putea să fie o greșeală destul de fa... Asta e o greșeală fatală din partea mea. Uite ce... Uite-te și tu ce-am făcut. Na. Bată-te. Ok, e bine, dacă dă cu toate 6. Toate 6 sau măcar 5. E bine așa, concentrează-te, Terex, bată-te Dumnezeu de prost. Hai de cap, uite cum mă joc cu focul aici, mi-a intrat și ceva, uite, extraordinar. 2 mort, 1, 2, 3, 4, nu risc nimic. Nu mai risc, lasă dracu, e bine să risci că nu câștigi, dar dacă risci prea tare, îți iei un pumn în gură direct. Și chestia asta din Doll of Tour mă elimină. Deci e foarte bine că am pus blocul acolo. Hai să te văd. 2 cu 4, are 5. Sunt șanse să nu pot să-l elimin. Ai chestia, știi? 1, 2, 3. Mergem la... Spune că n-am pus bloc. L-a pus! Evident că l-a pus și nu mai pot să mai dau înapoi acum. Oricum n-aveam cum să dau Ce poți să spui? Așa e când gândești prea mult și când ești focusat pe o chestie, ca să înțelegi ce s-a întâmplat în momentul ăla, ai, cam uite cât de supărat e săracu, e ceva de, nu, te-am dezamăgit, maestre. Dar ca să înțelegi ce s-a întâmplat în momentul ăsta, cât timp eu luptam aici, deci eu dădeam clipă chestiile astea la întâmplare, ai de cam eu cu 19 și eu mă uitam pe perete din spatele monitor, asta făceam eu în momentul ăsta. Ce se întâmplă aici? Cine face mie probleme astăzi? Ia să vedem. Deci nodosaur face mie probleme, am uitat ce mi-am dat la nodosaur. În fine, tu faci probleme astăzi, domnule, ia vină tu cu acela. Ai de cam eu am dat click prea de vreme pe chestia aia. Deci eu mă uitam pe pereți în timp ce celulta continuă acolo și vorbeam despre chestia, nu mai știu despre ce vorbeam, ești nebun la cap, ca să vedeți ce lapsus eram, ce stricat sunt. Așa, ok. Băi, și mai devreme scăpase, de fapt nu scăpase, mi-a dat un Conantina Indoraptor, mă oameni, ai de cam eu când am văzut.
Mi-a scăpat degetul. Nu se pune, vreau înapoi chestia mea. Mi-a legat degetul pe clic, dar nu se pune, dar nu mai. Bate, mă, Dumnezeu, că nu pot să mă concentrez deloc. Ale, ale, mă. Așa. Și acum aia nașpa care nu-i place Loterix, poate îmi scapă degetul. Așa, așa, așa. Ai de capul meu ce am făcut. Tocmai așa am cobit. Asta se întâmplă când cobești, oameni, vezi ce? Doi SDN-i, fai de cam, ce pot să fac eu cu doi SDN-i? Ia hai Clos of Freak la evoluție acolo. Așa, treci acolo. Ce dumne, încă un Con-19. Ai de cam, bă, da. Bă, mă, de-asta slabem, deci nebun. 500 experiență, 5 SDN-i, ce dracu, asta uite. Ai de cam, eu n-ai tigra, aveam dinozauri ascumpi acolo, prima o grămadă de SDN-i, acum prima m-a... Hai să o fac la și pe asta, de ce nu? Dar nu știu, oameni, vreau să o părerea voastră. Sunteți fericiți că să faci un serial pentru cu Jurassic World? Vă pasă de opinia publică că lumea spune că au ruinat serial, au ruinat franciza de tot și că... Bă, frate, eu nu înțeleg o chestie. De ce oameni sunt așa de sadomasochist sau nu știu cum dracu să le zic? Dacă nu-ți place o chestie, de ce te uiți la ea? De ce te uiți la ea ca să... Ai de cap, eu am sigur că te să ratezi una acolo. Dar eu înțeleg o chestie, frate. Dacă nu-ți place o treabă, dacă nu-ți place un film, nu-ți place ceva, de ce te uiți la ea ca să arunci cu mizerie în el, ca să arunci cu roșii stricate? Care-i baza până la urmă? Adică asta n-am înțeles eu, știi? Haide, haide, alai mă, o, și-am prins și ăștia de nebus, iei! Dar asta înțeleg la un moment, de ce trebuie să arunci cu mizerie, de ce, haide, cam eu încă unul, uite niște coins acolo, haide, dumne, bă, dar numai de astea-mi dă, bă, dar dă-și mie ceva mai scurt, haide, cam eu, iar Carnoraptorul săracul care-i subestimat, bată-te, Dumnezeu, Ludia, uite ce-i faci lui săracul Daredevil aici, haide, cam eu, zici că-i Deadpool ăsta, așa mi-a luat ce-am de Deadpool. Dar asta o înțeleg la oameni, frate. De ce pur și simplu, dacă nu-ți place o chestie, zici că e nașpa, e urât, e o mizerie și chestii de-astea, că așa place oameni să descrie anumite chestii sau anumiți oameni. De ce te uiți la chestia sau de ce vorbești cu oamenii pe care nu-l suporti? Adică eu nu suport niciun om și nu vorbesc cu nimeni. Bine, vorbesc cu voi, voi sunteți abonați mei, dar voi nu sunteți oameni, voi sunteți Terexan, bată vă Dumnezeu. Sunteți Terexan sub acoperire. V-am prins să sunteți așa. Identitatea voastră secretă este complet în siguranță cu mine. Ale. Uite ce cuminte e Carnoraptor, mă, uite cum așteaptă el acolo, așa. Ai de cam, și-am prins o grămadă de atinem, uite cum crește numărul acolo, piu, piu, piu. Alai, mă. Uite, Carnoraptor, cum ține el de parte, cum el de parte. Credeam că am mai primit încă un Con-19, că nebuneam. Am fine, mă, oameni buni, cam aici expiră și timpul, o să avem moment să încheiem acest episod aici. Așa că dacă v-a plăcut și toate cele și vreți să, nu știu, să nu mor dracu și vreți să existe universul și stele pe cer și chestii de-astea, lăsați și voi acolo un like ca să știu cât de mult vă place voi existența lui Terex pe această lume. Schimbați-mi părerea despre mine și toate cele apăsând butonul cu degetul așa în sus care simbolizează nu știu ceva, un ok sau o chestie asta, bara, ce dracu simbolizează degetul ăsta așa în sus, că sunt multe semne pe care le faci cu degetele, frate. Mă întreb ăia, frate, surdomus care vorbesc prin semne, cum naiba învață limbajul ăla, cum, dacă sunt surdomus, cum naiba învață chestiile alea? Băi, ești nebun, haide, cam 1100 de întrebări în capul Terex, mi-am găsit acum la ora asta. Dar fie, oameni buni, cam aici o să închei și acest episod, așa că dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like, eu vă mulțumesc toată atenția cu toată, tot suportul oferit și noi o să vedem ca cei de la viitoare, pa, pa!